Trei tineri au ajuns ieri seară în centrul atenției locuitorilor din cartierul Soarelui și ulterior a poliției după ce au ajuns să-și rezolve conflictele folosind cuțitul. Scandalul s-a escat în jurul orei 20:30 în urma unor neînțelegeri între doi frați și un tânăr din Socond care a scos cuțitul și a înjunghiat de mai multe ori pe cei doi. Aseară am fost sesizați prin serviciul apeluri de urgență 112 de către un tânăr de 28 de ani despre faptul că în jurul orelor 20, în timp ce se afla într-un bar din municipiul Satu Mare pe strada Lucian Blaga, împreună cu fratele său și cu un prieten, toți trei din Satu Mare, un alt tânăr care se afla în același bar cu domiciliul în Socond a provocat un scandal spontan în urma căruia i-a înțepat cu un cuțit. Cei trei au fost transportați la Spitalul Județean Satu Mare, unde s-a stabilit că cei doi frați au suferit o plagă înțepată abdominală și toracică, fiind internați. Autorul este cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală. Cei doi frați au ajuns în stare gravă la spital, iar acum sunt internați la secția de chirurgie. Unul dintre ei a fost înțepat în torace, omoplat și antebraț, în timp ce celălalt a fost înțepat doar în torace. Este vorba despre doi tineri, unul de 28 de ani și unul de 32 de ani, care au fost aduși azi noapte cu plăgi înjunghiate, unul în abdomen, iar celălalt în torace, în antebraț și în omoplat. Deci din UPA au fost duși în secția de chirurgie. Ei sunt sub supraveghere medicală. În cartierul Soarelui nu este primul incident de acest fel. Periodic se întâmplă diverse scandaluri pe fondul consumului excesiv de băuturi alcoolice sau din cauza unor neînțelegeri riscate între romii care trăiesc în această zonă. Cu toate că acest cartier este patrulat de echipajele de poliție, scandalagii nu par să se lase intimidați.